Bună ziua, încă o dată îmi cer scuze de întârziere, am venit la Moinești, am avut un dosar la ora 1, am încercat să dau, am reușit până la urmă, dar tot am întârziat pe la ziua. Intrăm în ședința ordinară a Consiliului Local de astăzi. Dacă aveți de făcut obiecțiuni la procesele verbale ale ședințelor din 19 ianuarie și 6 februarie, dacă le-aș citi și sunt obiecțiuni. Sunt? Nu sunt. Înțeles. Vă punem la vot procesele verbale ale celor două ședințe anterioare. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc. Bun, intrăm în ordinea de zi. La primul punct, supun spre aprobare ordinea de zi, dacă aveți completările ulterioare. Cine este pentru? Abține, împotrivă, nu sunt. Mulțumesc. Bun, intrăm în ordinea de zi. La primul punct este proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pe luna martie 2017, inițiator domnul primar Gratul Nicolae. Vă rog. Mulțumesc. Expunere de motive. Consiliul Local are inițiativă și hotărăște în condițiile legii toate problemele de interes local potrivit legii numărul 215 de 2001 administrației publice locale. Potrivit articolului 12 aliniatul 3 din regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local Onești, aprobat prin hotărârea numărul 42 din 28-6-2011, modificările și completările ulterioare, președintele de ședință va fi desemnat de rândul consilierilor locale în ordine alfabetică și ales prin hotărârea adoptată cu votul majorității consilierilor prezenți. Având în vedere prevederile mai sus menționate, se propune ca următorul consilier în funcție în ordine alfabetică să fie președintele de ședință, motiv pentru care propun adoptarea unei hotărâri în acest sens pentru luna martie 2017, care va îndeplini atribuțiile prevăzute de regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local Onești. Vă mulțumesc! Mulțumesc și eu! Potrivit articolului 35, coroborat cu articolul 41 din legea 215 pe 2001 a administrației publice locale și înființarea Consiliului Local sunt produse de împrejurimile de ședință ales în produsele prevăzute de articolul 35. Conform articolului 12, regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local, în HCR 40 pe 2011, după declararea Consiliului Local de programul constituit, se procedează la alegerea președintelui de ședință. Având în vedere reglementările în acest menționat, urmează să răspundă. Mulțumesc. Avizul comisiei a fost pentru. Facem precizarea că următorul pe listă este domnul Florian. Domnul Florian, acceptați să fiți președintele ședință? Da. Discuții pe marginea proiectului sunt? Dacă nu sunt, trecem la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abține, nu sunt. Mulțumesc. Proiectul 2 de hotărâre. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional numărul 2 la documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide în județul Bacău, inițiator Gratul Nicolae, primar. Județul Bacău implementează la această dată din fonduri post-mediu proiectul Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide în județul Bacău, în baza contractului de finanțare numărul 131.126 din 11.04.2011, semnat cu Ministerul Mediului și Pădurilor. Conform prevederilor virului solicitantului axe prioritare 2 post-mediu, domeniul major de investiții 1, dezvoltarea sistemelor integrate de management al deșeului și extinderea infrastructurii de management al deșeului, unul dintre documentele suport atașate la cererea de finanțare pentru accesarea fondurilor post-mediu a fost documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide în județul Bacău, aprobat prin hotărârea ale autorităților deliberative ale unităților administrative teritoriale membre ADIS, inclusiv prin hotărârea numărul 212 din 22-12-2010 a Consiliului Județean Bacău. Prin documentul de poziție s-a convenit asupra unor elemente tehnice, economice și organizatorice, fiind aprobată problematica gestionării deșeurilor la nivel județean.
Pe parcursul implementării proiectului au apărut modificări în ceea ce privește cadrul instituțional, lucru care a determinat necesitatea actualizării datelor prezentate în documentul de poziție. Având în vedere cele anterior precizate și adresa Comuna Consiliului Județean la unitatea de implementare a proiectului Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide din Județul Bacău și Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, înregistrată la Primăria Municipiului Ionești cu numărul 5169 din 31 a 2017, supun spre aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea actului de adițional numărul 2 la documentul de poziție, privind modul de implementare al proiectului Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide din Județul Bacău. Mulțumesc, vă prezent compartimentul de specialitate. Județul Bacău impunează la aceste dăsuri din fondul COSMEDIC, proiectul Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide din Județul Bacău, în baza contractului de finanțare al 131.1027, din 11.4.2019, semnat Ministerul Mediului și Pădurilor. În documentul de poziție s-a convenit asupra unor elemente tehnice, economice și organizatorice, fiind abordată problematica gestionării deșeurilor, atât pentru mediul urban, cât și pentru zonele rurale. Pe parcursul implementării proiectului, au apărut modificări în ceea ce privește cadrul instituțional, ceea ce a determinat necesitatea actualizării datelor prezentate în documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului. Având în vedere cele anterior precizate și adresa Comuna Consiliului Județean Bacău, unitatea de implementare a proiectului, înregistrată la Primăria Municipiului Ionești cu numărul 211 din 13 a 2017, considerăm oportun adoptarea proiectului de vedere privind aprobarea actului adițional numărul 2 la documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide din Județul Bacău. Comisia 1 a avis favorabil cu majoritate de voturi. Mulțumesc, discuții pe marginea acestui proiect. Dacă nu sunt, trecem la vot. Cine este pentru? Abține? Împotrivă? Mulțumesc, proiectul a trecut. Trecem la următorul proiect. Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare a municipiului Ionești pentru anul 2017-2018, inițiator dumneavoastră Nicolae Primar. Mulțumesc. Mulțumesc frumos. În baza prevederilor articolului 61 alineatul 2 din legea numărul 1 din rețeaua școlară a unităților de învățământ de stat și în particular preuniversitar, se organizează de către autoritățile administrației publice locale cu avizul conform al inspectoratelor școlare. Rețeaua școlară este formată din totalitatea unităților de învățământ acreditate, respectiv autorizate provizorul, care sunt organizate de autoritățile administrației publice locale și funcționează pe o anumită rază administrativ-teritorială, coordonate și monitorizate de către Inspectoratul Școlar Județean. Pentru asigurarea accesului egal la educație și formare profesională, autoritățile administrației publice locale, în baza avizului conform al inspectoratelor școlare, aprobă organizarea, funcționarea și după care dezvolvarea unor structuri de învățământ, fără personalitate juridică, ca părți ale unei unități de învățământ cu personalitate juridică și subordonate aceluiași coordonator principal de credite în condițiile legii. Având în vedere reglementările legii numărul 1 din 2011 Educației Naționale, coroborate cu prevederea ordinului numărul 5777 pe 2016 al Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, precum și metodologia privind fundamentale cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și emiterea vizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2017-2018, vă propun să aprobați proiectul de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare a municipiului Ionești pentru anul 2017-2018. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Reprezentantul compartimentul de specialitate. Potrivit articolului 36 alineatul 2 litera de articolul 36 alineatul 6 litera 1 din legea 215 pe 2001 administrații publice locale, Consiliul Local a și potrivit competențelor sale și în condițiile legii, fapt necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind educație. De asemenea, potrivit articolului 61 alineatul 2 din legea Educației Naționale numărul 1 pe 2011, rețeaua școlară a unităților de învățământ de stat și, în particular, universitar, se organizează de către autoritățile administrației publice locale cu avizul conform cu ale inspectoratelor școlare. Având în vedere și ordinul Ministrului Educației Naționale numărul 5776 pe 2016, prezintă aprobarea metodologiei privind fundamentală
al ciclului de școlarizare, considerăm, așa cum este conceput prezent proiect, prin aprobarea transferului de ținut școlare a municipiului Onești pentru anul școlar 2017-2018, acesta spunește toate condițiile de legalitate, oportunitate și necesitate. Comisia? Mulțumesc. Discuții pe marginea acestui proiect? Dacă nu sunt, trecem la vot. Cine este pentru? Abțineri, vote împotrivă, nu sunt. Mulțumesc. Următorul proiect de hotărâre. Proiect de hotărâre privind modificarea regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Onești, inițiatorii Negheorghi, Consiliul Local. Am să dau o citire expunerii de motive. Modificările și completările aduse actualului regulament de organizare și funcționare a Consiliului Local Onești, adoptat prin hotărârea numărul 42 din 28 iunie 2011, se referă la numărul membrilor Consiliului Local Onești de la 19 la 21 consilieri, așa cum a fost stabilit prin ordin al prefectului județului Bacău pentru alegerile locale din data de 5 iunie 2016, modalitatea de exercitare a votului pentru alegerea viceprimarului, acreditarea ziariștilor la ședințele Consiliului Local, modul de prezentare a expunerilor de motive și a rapoartelor de specialitate în cadrul ședințelor de Consiliu, prin aceasta urmărindu-se ca ședințele ședințele ordinare și extraordinare să se desfășoare într-un timp mai scurt, redactarea buletinilor de vot, numărarea votului, stabilirea comisiei de numărare acestora ce va funcționa rezultatul votului, atribuirea comisiei juridice a rolului de comisie de disciplină pentru directorii serviciilor publice cu personalitate juridică din subordinea Consiliului Local Onești. Față de cele ce preced, apreciez că pentru buna desfășurare a ședințelor Consiliului Local și soluționarea unor aspecte nereglementate până în prezent, acest proiect de hotărâre poate fi adoptat în forma prezentată. Mulțumesc, reprezentantul compartimentului de specialitate. Potrivit dispozițiilor articolului 37, alineatul 3, litera A, din legea administrației publice locale numărul 215/2001, Consiliul Local aprobă statutul comunei orașului sau municipiului de muncă și regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local. Raportat la ordonanța Guvernului numărul 35/2001, privind aprobarea regulamentului de cadru de organizare și funcționare a Consiliului Local, autoritatea de prerogativă a aprobat regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local din anul 2015, prin prevederea numărul 43/2001. Normativ, ce a suferit de-a lungul timpului diferite modificări pentru punerea în concordanță cu legislația specifică în acest proiect. Prin prezentul proiect se propune modificarea și completarea regulamentului de organizare și funcționare, având în vedere atribuțiile regenerate conferite Consiliului Local prin raportarea conținutului proiectului și prin modificare și completarea regulamentului, apreciem că sunt îndeplinite condițiile de legalitate și oportunitate. Comisia juridică la vot favorabil. Dacă avem discuții... Și Comisia 1, cu unanimitate de voturi, aveți favorabil. Okay. Dacă nu sunt, trecem la vot. Cine este pentru? Abțineri, votul împotriva, nu sunt, vă mulțumesc. Proiectul numărul 5, proiect de hotărâre privind soluționarea plângerii prealabile formulate de SECE, Compania Regională de Apă Bacău S.A. împotriva articolului 3, alinia 2 din HL numărul 168 din 20.12.2016 și articolului 1, alinia 2 și 3 din HL numărul 169 din 20.12.2016, inițiator Natul Nicolae Primar. Vă rog, domnule. Prin adresa numărul 499 din 17.1.2017, SC Compania Regională de Apă Bacău S.A. a formulat plângere prealabilă împotriva HCL numărul 168 din 20.12.2016 pentru modificarea hotărârii de Consiliul Local numărul 166 din 1 decembrie 2016 privind stabilirea Comisiei de Inventariere și de preluarea sistemului de apă și canalizare din municipiul Onești, HL numărul 169 din 20.12.2016, prin care s-a reglementat organizarea și desfășurarea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare din municipiul Onești, contestând legalitatea acestor acte administrative. Compania Regională de Apă Bacău S.A. susține că prin preluarea cu titlul gratuit a bunurilor ce alcătuie sistemul public de alimentare cu apă și de canalizare, ei sunt prejudiciate grav interesele, societatea fiind în imposibilitatea de a-și recupera creanța pe care o are față de debitoarea apă canale sa. Pentru aceste motive, solicită autorităților administrației publice locale să dispună preluarea pasivului societății de către SC Domeniul Public și Privat Onești S.A., operatorul care
prestează, furnizează serviciul de apă și canalizare din municipiul Onești. Prin procesul verbal numărul 83.848 din 20.12.2016, încheiat cu reprezentantul de la SECE Apă Canal, s-a realizat predarea primirea bunurilor ce alcătuie sistemul public de alimentare cu apă și de canalizare, ce era încă din 2002 în administrarea Consiliului Local Onești, potrivit HCL numărul 72/2002, privind aprobarea trecerii sistemului public de alimentare cu apă și de canalizare din administrarea SECE Apă Canal în administrarea Consiliului Local Onești și nu ca urmare a unui transfer de active. Drepturile și obligațiile părților din contractul de furnizare a apă potabilă încheiat de CRAB cu Apă Canal, în urma căruia acumulat datorii de peste 4 milioane de lei, sunt impozabile municipiului Onești în calitatea sa de proprietar a rețelelor de apă și canalizare. Intenția exprimată a autorităților administrației publice locale este de a adera la ATIP și de a deveni acționar CRAB pentru integrarea într-un sistem dezvoltat la nivel regional, ce are ca scop interesul comun al la nivelul județului Bacău pentru îmbunătățirea calității serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare, de creșterea capacității de atragere a fondurilor externe nerambursabile pentru finanțarea investițiilor necesare privind serviciile publice în vederea conformării și obligațiile privind calitatea apei prevăzute în tratatul de aderare, precum și cu obiectivele programului operațional sectorial de mediu. Având în vedere că potrivit legii numărul 51/2006 a serviciilor de utilități publice, autoritățile administrației publice locale au competență exclusivă în condițiile legii în tot ceea ce privește înființarea, organizarea, gestionarea și funcționarea serviciilor de utilități publice, precum și în ceea ce privește crearea, dezvoltarea, modernizarea, reabilitarea și exploatarea bunurilor proprietate publică a unităților administrativ-teritoriale care compun sistemele de utilități publice, consider oportun și necesar să dispuneți respingerea plângerii prealabile. Vă mulțumesc! Reprezentantul compartimentul de specialitate. SECE Compania Regională de Apă Bacău a formulat plângere prealabilă împotriva hotărârii Consiliului Local numărul 168/2016 pentru modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 166/2016. Prevederile contestate sunt articolul 2 alineatul 2 din HL 168/2016, articolul 1 alineatul 2 și 3 din HL 169/2016. Temeiul de drept, care stă la baza poluării cu titlul gratuit a bunurilor care au servit sistemul public de alimentare cu apă și de canalizare, prevăzut de HL 168/2016, sunt anexa 2 din hotărârea Guvernului numărul 1347/2001, privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Onești, articolul 3 aliniatul 4 din legea 213/1998 privind bunurile proprietate publică și punctul 3 din aceeași lege, articolul 8 din legea 51/2006 a serviciilor de utilități publice, articolul 3 din legea 241/2006 a serviciilor de alimentare cu apă de canalizare, hotărârea Consiliului Local numărul 72/2002 privind aprobarea trecerii sistemului public de alimentare cu apă și de canalizare din administrarea SECE Apă Canale SA în administrarea Consiliului Local. Societatea Apă Canale SA a avut bunurile în administrare până la stabilirea domeniului public al municipiului Onești și atestat prin hotărârea de guvern 1347/2001. La momentul adoptării HCL 72/2001, prin care s-a hotărât ca sistemul public de alimentare cu apă și de canalizare, proprietatea municipiului Onești, aflat inițial în administrare SECE Mediu SA și apoi transferat prin cedare societății la SECE Apă Canal SA fără acordul Consiliului Local, să treacă în administrarea directă a Consiliului Local, SECE Apă Canal se afla în posesia nelegitimă acestor bunuri și exploata acest bun în mod nelegal. Ceea ce s-a realizat în 2016 a fost punerea în executare a hotărârii Consiliului Local numărul 72/2002, declarată legală și temeinică de către Tribunalul Bacău prin sentința 2/2003, în cadrul litigiului de anulare a acestui act administrativ, urmată de operațiunea de predare primire a bunurilor, încheiată între reprezentantul legal al SECE Apă Canal și municipiul Onești, operațiune consemnată în procesul verbal de predare primire, bunurile erau încă din anul 2003 în administrarea Consiliului Local Onești, însă municipiul Onești
proprietarul de drept al acestei infrastructuri nu îndeținea posesia. S-a realizat astfel transferul de posesie de la posesorul neproprietar, SCA Păcănal S.A., la proprietarul neposesor, municipiul Onești, și nici de cum transfer al activelor. Bunul rece alcătuie sistemul de alimentare cu apă a fost întotdeauna evidențiat de distinct în contabilitatea societății, ca bunuri aparținând domeniului public, nu aveau cum să facă parte din activul societății, atâta vreme cât acestea nu dețineau nici măcar un drept de administrare. Față de faptul că SCA Păcănal figurează cu debite la CRAF, această împrejurare și are izvorul din contract încheiat între părți, care nu este opozabil, nu există niciun temei pentru preluarea debitelor unei societăți cu capital privat, care nu este subordonată Consiliului Local, preluarea în posesia bunurilor de către municipiul Onești, nu îndeplinește CRAF-ul să solicite municipiul Onești preluarea creanței. Referitor la cererea subsidiară de rectificare a procesului verbal de predare primire, prin includerea imobilului atelier reparația de post situat în strada Mercur, bloc 2, la parter, arătăm faptul că, la momentul semnării protocolului de divizare, 10 unibile s-a anul 2000, acest bun a fost inventariat ca aparținând domeniului public aparte în administrarea societății, patrimoniul public. Procesul verbal de predare a bunurilor transcrise către societatea comercială a Păcănalului, chiar ca urmare a divizării, face distinție între bunurile primite în proprietate și bunurile primite în administrare, între care se regăsește și atelierul de reparații. De urmare, apreciem că prevederile din hotărârile Consiliului Local numărul 168/2016/2016, a căror modificare se solicită, sunt în plină concordanță cu dispozițiile legale în vigoare, motiv pentru care propunem respingerea plângerii prealabile. Mulțumesc, doamna consilier. Comisia juridică a votat favorabil acest proiect în anumitate de voturi. Dacă sunt discuții, consilier Panfil, facem listă închisă, pentru că domnul primar trebuie să plece. Foarte scurt, domnul, nici nu e nevoie. Foarte scurt, domnul. Dacă mai e cineva, nu știu dacă mai este cineva de înscris acolo, nu mai e. Da, nu avem noi destul de probleme cu problema cu apa, acum trebuie să ne mai încercăm și cu crabul. Demersul crabului mi se pare cel puțin ciudat, ca să nu-l calific în alt fel, da? De rea intenție. Aici a venit vorba aia din popor. Ce înțelege tata, nu înțelege nica. De ce zic asta? Pentru că mi se pare absurd ca o instituție a statului, pentru că chiar dacă e o societate în subordinea Consiliului Județean și a Consiliului Local Bacău, să atace o hotărâre care vă vin la alte instituții de stat. Când să zicem și noi că ne-am luminat cu clarificarea situației juridice, na, ne trezim acum că ne atacă cramul, ne face procedură prealabilă. Demersul pare cu atât mai nepotrivit, cu cât nici finalitatea nu văd. Dumneavoastră ne reproșează că ne-au luat pasivul, da? Bun, atacă această hotărâre, o anulează, nu se întâmplă absolut nimic în ceea ce privește pasivul. Deci mi se pare o chestiune și canatorii. Eu sper ca cineva să se trezească acolo la CRAF și să înțeleagă că lucrurile nu pot fi tergiversate la nesfârșit, pentru că face rău comunității oneștene, pe de-o parte, dar și județene. Pentru că Oneștiu face parte din acest județ și, nu trebuie, și așa trebuie să fie. Mulțumesc! Dacă nu mai sunt discuții, supun la vot cine este pentru acest proiect. Mulțumesc! Abține? O abținere? Împotrivă? Mulțumesc! Următorul proiect de hotărâre, proiectul de hotărâre numărul 6, privind soluționarea plângerii prealabile formulate de către SECE, DGHVMM, EXIM, SRL, împotriva prevederilor referitoare la taxa de salubritate mediu cuprinse în H-le numărul 88/2011, H-le 130/2012, H-le 155/2013, H-le numărul 161/2014, H-le numărul 146/2015, privind stabilirea impozitelor și taxelor locale la nivelul municipiului Onești. Inițiator, dumneavoastră, Nicolae Primar. Vă rog, domnule. Mulțumesc. Prin plângerea prealabilă formulată de SCE, DGHVM, EXIM, SRL, s-a solicitat anularea taxei de salubritate mediu, care a fost reglementată printr-o serie de hotărâri adoptate de Consiliul Local Onești între anii 2011-2015. Taxa de salubritate mediu a fost instituită pentru funcționarea serviciilor publice atribuite în gestiune delegată către SCE Domeniul Public și Privat Onești S.A., societate de interes local ce furnizează în baza contractului de delegare a gestiunii, a regulamentului de organizare și funcționare propriu și a caietului de sarcini aprobate de Consiliul Local.
Obligativitatea plății taxei a fost instituită pentru persoanele juridice care produc deșeuri menajere și nemenajere, care beneficiază de zonele de agrament și spațiile verzi de municipiul Onești, care solicită măsuri de deratizare, dezinsecție sau tăiere arbor, precum și de către cei care utilizează drumurile publice pe raza municipiului Onești. În fiecare an, taxa de salubritate în mediu a fost încasată într-un cont distinct, deschis în afara bugetului local, finanțând activitatea de salubritate delegată către 10 domeniul public și privat Onești S.A. Având în vedere faptul că beneficiarii serviciilor prestate de către SECE, domeniul public și privat Onești S.A. sunt cetățenii orașului, iar serviciile ce au făcut obiectul delegării sunt finanțate din colectarea taxei de salubritate mediu, bugetul local fiind în mod considerabil afectat în eventualitatea anulării taxei, consider oportun să dispun respingerea plângerii prealabile. Vă mulțumesc! Mulțumesc, reprezentantul compartimentului de specialitate. Prin plângerea formulată, se solicită anularea articolului 9 din HCL 88/2011, anularea articolului 4 din HCL 130/2012, articolul 1 aliniatul 2 din HCL 115/2013, articolul 2 din HCL 161/2014, anularea articolului 6 din HCL 146/2015, și restituirea sumei de 18.950 de lei, reprezentând contravaloarea taxei salubritate plătită în perioada 2012-2016. Temeiul de drept care stă la bază expirii taxei de salubritate, articolul 30 din legea 273/2006 privind finanțele publice locale, articolul 282 din vechiul cod fiscal, articolul 26 din legea serviciului de salubritare a localităților numărul 101/2006 republicate. Față de prevederile legale amintite, Consiliul Local a instituit taxa de salubritate mediu, aprobând și regulamentul privind instituirea taxei, regulament prin care s-au determinat condițiile de percepere acestei taxe, veniturile indicator și calculele fundamentale privind determinarea taxei de salubritate mediu. În acord cu prevederile legale în vigoare, înființarea taxei s-a realizat pentru funcționarea serviciului public de administrare domeniului public și privat de interes local, atribuit în gestiune delegată, SECE domeniul public și privat Onești S.A., creat în interesul locuitorilor municipiului Onești. Încasarea veniturilor din taxa specială de salubritate mediu este necesară pentru funcționarea serviciului public SECE domeniul public și privat Onești S.A., care desfășoară activitatea pe raza întregului oraș, iar cetățenii au obligația să contribuie prin impozite și taxe la cheltuielile publice în conformitate cu articolul 56 aliniat 1 din Constituție. Față de cele menționate, vă rugăm să respingeți plângerea contravenției. Plângerea. Mulțumesc. Comisia numărul 4 a avizat negativ cu majoritate de voturi pe acest proiect de hotărâre. Dacă sunt discuții. Nu sunt, supună la vot. Cine este pentru proiectul de hotărâre? Cine este împotrivă? Cine se abține? Mulțumesc, proiectul a trecut. Următorul proiect de hotărâre privind soluționarea plângerii prealabile formulate de Bălan Silviu și Bălan Claudia Ionela împotriva hotărârii Consiliului Local numărul 179 din 21-12-2016 privind stabilirea destinației de locuință de serviciu a unor apartamente din strada General Radu Roseti, municipiul Onești, inițiator Natur Nicolae, primar. Vă rog. Vă mulțumesc. Prin hotărârea Consiliului Local Onești numărul 179 din 21-12-2016 s-a aprobat stabilirea destinației ca locuință de serviciu a unor apartamente din municipiul Onești, strada General Radu Roseti. La data de 9-2-2017, prin adresa înregistrată la primăria Onești cu numărul 7312, petenții Bălan Gheorghe Silviu și Bălan Claudia Ionel au formulat plângere pe rapidul împotriva actului administrativ sus menționat, solicitând anularea în totalitate a acestui. În motivare, aceștia susțin faptul că prin articolul numărul 2 din HCL Onești numărul 179/2016, sintagma se stabilește destinației imobilului reprezintă, în fapt, schimbarea destinației locuințelor aflate în proprietatea OAT Onești din locuințe în locuințe de serviciu. Din motivele invocate rezultă faptul că petenții confundă noțiunea de schimbare a destinației în locuință de serviciu cu stabilire destinației în folosință de serviciu,
pentru aceasta din urmă ne fi necesară și obținerea prealabilă avizului Comitetului Executiv din cadrul Asociației de Proprietari și nici acceptul proprietarilor direct afectați cu care se învecinează. Față de cele arătate anterior, luând în considerare prevederile articolului 36 aliniatul 2 litera C din legea numărul 215/2001, potrivit căruia Consiliul Local are inițiativă și hotărăște în condițiile legii asupra modului de administrare a domeniului public și privat al municipiului Ionești, urmează să aprobați proiectul de hotărâre în forma prezentată. Vă mulțumesc. Mulțumesc și eu, reprezentantul compartimentului de specialitate. Potrivit prevederilor articolului 37 al liniatul 2 litera C din legea administrației publice locale, Consiliul Local are inițiativă și hotărăște în condițiile legii asupra modului de administrare al domeniului public și privat. Petenții. Din motivele rezultă că confruntă opțiunea de schimbare a destinației în locuință de serviciu cu stabilirea destinației în locuință de serviciu, pentru acesta din urmă, așa cum s-a stabilit prin hotărârea Consiliului Local 179/2016, nefiind necesară obținerea prealabilă a avizului Comitetului Executiv din cadrul Asociației de Proprietari și nici acceptul proprietarilor direct afectați în ceea ce se învecinează. Față de cele menționate, vă rog să admiteți proiectul de proprietate. Mulțumesc! Am văzut că comisia este favorabilă la proiectul de hotărâre. Noi, în cadrul comisiei, practic n-am înțeles interesul acestor persoane și interesau ei în faptul că aceste locuințe au fost stabilite locuințe de serviciu. Dar, mă rog, fiecare de pus. Am văzut că s-a motivat în... Da, sunt discuții. Nu știu, cine este pentru? Da, mulțumesc. Împotriva abținerii nu sunt proiectul a trecut. Proiectul de hotărâre numărul 8, privind aprobarea completării anexei numărul 2 la hotărârea Consiliului Local numărul 78/2014, privind aprobarea modelului cadru de contract de concesiune și închiriere pentru imobile terenului din domeniul public sau privat al municipiului Onești. Doar domnul primar. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnelor și domnilor consilieri, potrivit legii numărul 215/2001 administrații publice locale, Consiliul Local Onești are inițiativă și hotărăște în toate problemele de interes local. De asemenea, în exercitarea atribuțiilor Consiliului Local, Consiliul Local are competență cu privire la darea în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate publică sau privată a localităților. Având în vedere modificările legislative, precum și stabilirea în mod unitar a modelelor de contracte de concesiune sau închiriere pentru imobile, terenuri din domeniul public sau privat al municipiului Onești, este necesară aprobarea completării modelului cadru de contract de închiriere prin hotărâre a Consiliului Local. Având în vedere cele prezentate, vă rog să aprobați proiectul de hotărâre în forma prezentată. Vă mulțumesc! Mulțumesc, reprezentantul compartimentului de specialitate. Potrivit articolului 36 aliniatul 5 din legea administrației publice locale, în exercitarea atribuțiilor sale, Consiliul Local hotărăște darea în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate publică a municipiului. Având în vedere faptul că, prin anexa numărul 2 la HCL 78/2014, a fost aprobat modelul cadru de contract de închiriere, propune modificarea acestea prin introducerea unor clauze cu privire la încetarea contractului de închiriere. Celelalte prevederi ale articolului ale anexei rămâne schimbate, clauzele contractuale nu vor fi renovate. Față de prevederile prezentate, urmează să aprobați proiectul de hotărâre. Mulțumesc. Avizul comisiei tot a fost un aviz favorabil, dar aș avea o întrebare pentru doamna consilier. De ce contractul de închiriere încetează, ce se urmărește? La litera E spune, în cazul nerespectării obligației contractuale prin reziliere de către fără notificare sau altă procedură prealabilă. Adică mi se pare un pic abuziv. Da. Dacă este cazul, potrivit legii, sarcina locatarului. Deci doar dacă, în situația în care chiar nu reușim să dăm de cel care a închiriat. Avem și o astfel de clauză pentru a ne proteja. Deci nu este regula fără notificare. N-a plătit o lună că e plecat în concediu și... Doar dacă este caz. Am înțeles. Deci așa se interpretează. Am înțeles. Bun. Dacă aveți observații, dacă nu, supunem la vot cine este pentru.
Abțineri împotrivă? Nu sunt. Proiectul a trecut. Proiectul de hotărâre numărul 9 privind modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 169 din 20 decembrie 2016 pentru modificarea hotărârii Consiliului Local Onești numărul 84 din 28-10-2011 privind aprobarea modalității de gestiune a caietului de sarcini și a regulamentului de organizare și desfășurare a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare din municipiul Onești, aprobarea contractului cadru de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, preluarea personalului aferent care administrează în prezent sistemul plus de alimentare cu apă și de canalizare în municipiul Onești și abrogarea articolului 4 din hotărârea Consiliului Local Onești numărul 102 din 12-12-2011 privind aprobarea înființării societății comerciale apă municipal PSA Onești. Inițiator naturnicul la primarul domnului. Vă mulțumesc. Doamnelor și domnilor consilieri, serviciile de utilități publice sunt responsabilitățile autorităților administrației publice locale și se înființează, se organizează și se gestionează potrivit hotărârilor adoptate de autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale și interesul general al comunității locale care este prioritar. Prin HL numărul 84 din 28-10-2011, Consiliul Local Onești a aprobat modalitatea de gestiune pentru desarcii și regulamentul de organizare și desfășurare a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare din municipiul Onești. În ședința din 20 decembrie 2016, autoritățile deliberative ale municipiului Onești au adoptat hotărârea Consiliului Local numărul 169, prin care s-a aprobat modificarea HL numărul 84 din 28-10-2011, și s-a aprobat contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare. Prin acest proiect de hotărâre se dorește modificarea articolului numărul 2, alineatul 1, din cadrul hotărârii Consiliului Local numărul 84 din 28-10-2011 privind aprobarea modalității de gestiune a caietului de sarcini și a regulamentului de organizare și desfășurare a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare din municipiul Onești, cu modificările și completările făcute prin hotărârea Consiliului Local numărul 169 din 20 decembrie 2016, care va avea următoarea formă. Articolul 2, alineatul 1. Gestiunea directă se realizează prin intermediul SC Domeniul Public și Privat Onești-SA, cu sediul în municipiul Onești, Bulevardul Republicii numărul 43, județul Bacău, înmatriculată la Oficiul Național al Registrului Comerțului sub numărul J4/626/2010 cui RO2723164-3, având ca unic acționar municipiul Onești, ca modalitate temporară de gestiune a serviciului public până la finalizarea demersurilor de delegare a gestiunii către un operator regional prin intermediul unei asociații de dezvoltare intercomunitară. Pentru aceste motive, vă rugăm să aprobați proiectul de hotărâre în forma prezentată. Vă mulțumesc! Efectatul compartimentului de specialitate. Legea numărul 215/2001 a Administrației Publice Locale stabilește ca atribuțiile Consiliului Local asigurarea cadrului necesar pentru furnizarea serviciilor comunitare de utilitate publică privind alimentare cu apă și canalizare. Intenția autorităților locale este de a delega gestiunea serviciului public către un operator regional prin intermediul unei asociații de dezvoltare intercomunitară, în considerarea faptului că aceasta este cea mai bună soluție pentru ca prestarea și furnizarea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare în municipiul Onești să se realizeze într-un sistem dezvoltat în condiții optime și în regim de continuitate, protejarea intereselor utilizatorilor și creșterea calității vieții pentru toți cetățenii municipiului Onești, prin dezvoltarea și modernizarea infrastructurii aferente cu ajutorul fondurilor europene de la Anglosaxia. În acest sens se impune modificarea prevederilor articolului aliniatul 1 din cadrul hotărârii Consiliului Local numărul 84 din 28-10-2011 privind aprobarea modalității de gestiune a caietului de sarcini și a regulamentului de organizare și desfășurare a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare de municipiul Onești, modificarea și completarea făcute prin hotărârea Consiliului Local numărul 169 pe 20 decembrie 2016, care va avea următoarea formă. Articolul 2 aliniatul 1. Gestiunea directă se realizează prin intermediul SC Domeniul Public și Privat Onești-SA, cu sediul municipiul Onești, Bulevardul Republicii numărul 43, județul Bacău, înmatriculată la Oficiul Național al Registrului Comerțului, sub numărul J4/626/2010,
CUIRO 273-316-43, având ca unic acționar municipiul Ionești, ca modalitate temporară de gestiune a serviciului public până la finalizarea demersurilor de delegare a gestiunii către un operator regional, prin intermediul unei asociații de dezvoltare intercomunitară. Toate cele arătate putem apreciem că proiectul de hotărâre îndeplinește condițiile de legalitate și oportunitate și poate fi aprobat în forma prezentată. Mulțumesc mult. Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre. Înainte de a întreba dacă sunt discuții, domnul primar vrea să facă o completare. Domnul secretar, mă scuzați, vrea să facă o completare la acest proiect. V-aș vrea să observați că titlul hotărârii este diferit de cel din convocator. A fost modificat ulterior convocării și emiterii dispoziții. Este cel pe care l-ați primit dumneavoastră, nu mai dau citire. Iar cu privire la articolul 1, întrucât colegii acum au descoperit că, de fapt, modificarea pe care dorim să o facem prin această hotărâre este prinsă și în contractul de delegării gestiunii. Din punctul meu de vedere, consider necesar, dacă și domnul primar în calitate de inițiator va fi de acord, articolul 1 roman să aibă un alinia 3, prin care se va specifica că și contractul de delegare a gestiunii se va modifica în mod corespunzător prin act adițional. Alinia 2. Aliniatul 2, da, aliniatul 2. Articolul 2. Aici este aliniatul 1. O să facem aici roman. Articolul 1 roman, aliniatul 1. Și o să facem aici aliniatul 2. Vă mulțumesc astăzi de acord. Dacă sunt discuții, dacă nu se pune la vot, cine este pentru? Împotrivă, abțineri. Dacă nu sunt, proiectul a fost adoptat. Trecem la proiect numărul 10, proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei de Analiză și Evaluare a Scrisorilor de Intenție privind furnizarea sau prestarea serviciului public de alimentare cu apă și canalizare în municipiul Ionești prin Asociații de Dezvoltare Intercomunitare. Inițiator Natul Nicolae Primar, vă rog, domnul primar. Vă mulțumesc. Doamnelor și domnilor consilieri, în urma adoptării hotărârii de Consiliul Local numărul 169 din 20.12.2016, la nivelul municipiului Ionești, Serviciul Public de Alimentare cu Apă și de Canalizare a fost atribuit în condițiile legii către noul operator, SC Domeniul Public și Privat Onești S.A. Totodată a fost încheiat contractul numărul 224 din 20.12.2016 de delegare a gestiunii pentru delegarea directă a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare prin concesiune între municipiul Ionești și domeniul public și privat Ionești de Sat, societatea, furnizând apă potabilă către populație de la acest moment. Soluția adoptată are un caracter temporar, fiind instituită până la finalizarea demersurilor de delegare a gestiunii către operatorul regional printr-o asociație de dezvoltare intercomunitară, având ca scop utilitățile publice de alimentare cu apă și de canalizare. Având în vedere implementările, impedimentele întâlnite în derularea procedurilor de integrare într-un sistem dezvoltat la nivel regional al județului Bacău, executivul a prospectat piața cu intenția de a găsi soluțiile cele mai bune de alimentare cu apă și de canalizare în municipiul Ionești, scopurile urmărite fiind îmbunătățirea calității serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare și dezvoltarea durabilă în vederea asigurării protecției consumatorilor și a sănătății publice. Pentru luarea unei decizii optime în privința furnizării prestării acestui serviciu public vital, sunt necesare o analiză temeinică și o evaluare obiectivă și fundamentată pentru identificarea operatorului regional care să garanteze capacitatea de a presta serviciul la nivelul cerințelor cantitative și calitative ale utilizatorilor. Pentru aceste motive propun constituirea unei comisii speciale de analiză și evaluare a scrisorilor de intenție privind furnizarea, prestarea serviciului public de alimentare cu apă și canalizare în municipiul Ionești printr-o asociație de dezvoltare intercomunitară în vederea delegării serviciului de alimentare cu apă și de canalizare către un operator regional. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Domnul reprezentantul compartimentului de specialitate. În conformitate cu prevederile articolului 54 al articolului 7 din legea 215/2001 a administrației publice locale, consiliile locale pot organiza din proprie inițiativă sau la inițiativa primarului, după caz, comisii speciale de analiză și verificare pe perioade determinate. Componența comisiei speciale de analiză și verificare, obiectivele și perioada de desfășurare a activităților acesteia, se stabilesc prin hotărârea consiliului local. Membrii comisiei acționează în limitele stabilite prin hotărâre.
Totodată, potrivit articolului 14 din legea 241/2006, autoritățile administrației publice locale au un raport cu utilizatorii pe care îi reprezintă următoarele sarcini și responsabilități. Să gestioneze serviciul de alimentare cu apă și de canalizare pe criterii de competitivitate și eficiență economică, să promoveze dezvoltarea, modernizarea și reabilitarea infrastructurii tehnică, edificarea peretei și serviciului, să adopte normele locale și modalități de gestiune a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare. În prezent, la nivelul municipiului Onești, serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare a fost atribuit în condițiile legii către nou operator SECE domeniul public și privat Onești S.A., al cărui acționar unic este Consiliul Local Onești ca soluție temporară de gestiune a serviciului. Având în vedere prevederile care au arătate, apreciez oportună constituirea unei comisii speciale de analizări și evaluarea scrisorilor de intenție privind furnizarea prestarea serviciului public de alimentare cu apă și canalizare în municipiul Onești printr-o asociație de dezvoltare intercomunitară în vederea delegării serviciului de alimentare cu apă și de canalizare către un operator regional. Mulțumesc frumos! Comisia? Comisia a acordat aviz favorabil. Mulțumesc! Dacă sunt discuții pe masă la acest proiect, dacă nu, dacă vedeți. Rog, această comisie înțeleg că se va înființa scriptic, pentru că faptic trebuie să recunoaștem că noi ne-am întâlnit într-un grup, comisia juridică, și am analizat câteva din aceste chestiuni. Urmează, evident, să facem propuneri. Eu cred că obligatoriu din această comisie trebuie să facă obligatoriu să facă parte primarul municipiului Onești. Adică mi s-ar părea total nepotrivit să discutăm de o chestiune de oportunitate, da, facem o analiză fără să fie prezent primarul municipiului. Eu zic că sunt 5 membri, primarul sigur trebuie să facă parte și să ceilalți membri, dacă sunteți de acord, câte un membru la fiecare partid politic sau o să facem o pauză și o să vedem care e poziția fiecărui partid. Da? Facem o pauză de 5 minute scurtă, nu? Haideți să luăm ședința. A confirmat, vreau. Da, bun. Deci cine vrea să spună, faceți pentru PSD, da? Pentru PSD consider că dacă domnul Panfil, și cred că este și normal a venit cu astfel de propunere, eu mi-o asum pentru că este absolut firesc. Da, am plecat de la început, de la regula asta, că primarul și... Păi de la PSD, să zicem că sunt eu. Da, ca să nu punem doi din PSD, trebuie să... De la PNL propunem pe domnul inginer Mihai Bunic. Am avut un pic de zi. De la PSR-ul domnul Alex Cristea. Alexandru Cristea. Ce spune? Eu, ca de obicei, mă autopropun. Și noi vă susținem. Aș dori înainte de vot să vă spun câteva cuvinte pe care vă sau efect, am lansat invitația către Consiliul Local, către toate partidele politice, să nominalizeze pe o persoană pentru a face deplasări și a analiza, să zic, într-o primă etapă, intenția unor operatori regionali. Am făcut două deplasări în țară, astăzi am fost la CRAB și este clar că pentru unii o astfel de activitate prezintă foarte mare interes, pentru unii, să spun, un interes moderat, iar pentru alții deloc. Pe scurt, trebuie să știm toți că activitatea nu poate să mai funcționeze o perioadă lungă de timp în forma actuală, adică să gestioneze acest serviciu DPP, din mai multe motive, primele fiind și financiare și de legalitate. Încercăm să găsim formula optimă. Operatorii regionali interesați de acest subiect vor înainta câte o scrisoare de intenție care va cuprinde date economice, în primul rând, și tehnice, un plan de investiții pe următorii ani. Acesta este scopul înființării Comisiei de Analiză a ofertelor cu ghilimelele de rigoare pe care le vor prezenta operatorii regionali.
În acest moment urmărim, să zic, o foaie de parcurs. Facem ceea ce trebuia să se facă cu mult timp în urmă, și anume diferite proiecte administrative, astfel încât în momentul care va veni cu semnarea documentelor de atribuire, să juridic în spate să avem toate documentele solicitate de o astfel de intenție, fără să mai fim, să zic, vulnerabili într-o poziție de vulnerabilitate pe care o pot specula unii sau alții ce nu doresc ca apa în municipiul Onești să fie furnizată 24 de ore din 24 și la un preț, să zic, pe care poate să-l suporte populația. Până acum, după cum ați văzut și dumneavoastră în prima parte a ședinței, sunt astfel de intenții. Unele par a fi, să spun, par a fi făcute în mod voit, dar eu cred că nu trebuie să judecăm noi acum un posibil partener de al nostru și să fim îngăduitori cum am fost până acum, în speranța că vom reuși să parcurgem tot acest demers până la capăt într-un timp rezonabil, adică maxim 2 luni de zile. Vă mulțumesc mult! Mulțumesc și eu! Bun, hai să trecem la doamna Vădivor, mă scuzați. Da, două întrebări. Poate fi un operator regional din altă zonă, în afară de un operator regional din județ? A spus că ați văzut și alte sisteme. Și doi, dacă nu va mai fi nevoie de o procedură de achiziții publice, dacă va fi pur și simplu această analiză a operatorului? Răspunsul la întrebarea numărul 1 este poate fi un operator de oriunde dintr-o țară membra Uniunii Europene, cu atât mai mult din România. Așa prevede legislația. Poate să fie din Franța, Germania, oricine. 1. 2. Nu este nevoie de nicio procedură de achiziție publică pentru delegarea acestui serviciu. În momentul în care ne aflăm astăzi. Dacă l-am fi delegat cuiva, atunci pe perioadă, să zic, nedeterminată sau pe o perioadă de 40 de ani, se complicau puțin lucrurile, dar nu de tot. Suntem, spun eu, în grafic și veți avea ocazia, stimată colegă consilier, să analizați alături de între Consiliul Local. Nu consider că comisia aceasta va face o analiză, să spun eu, închisă. Ușile vor fi deschise, vom ieși public să anunțăm care sunt, să zic, operatorii interesați, ce trebuie să facem, în ce condiții vom face lucrul acesta, pentru că noi nu ne dorim decât un singur lucru, cum am spus și mai devreme, și anume locuitorii municipiului Onești să aibă apă 24 de ore din 24 la un preț rezonabil. Ceea ce nu se întâmplă astăzi, nu din motive care sunt legate de Consiliul Local sau de primărie, ci din cu totul alt tip de motive pe care nu vreau să le discut și astăzi. Vă mulțumesc. Da, mulțumesc. Să trecem să votăm acest proiect de hotărâre. Este vorba despre proiect de hotărâre numărul 10. Vă rog să dați ședere, domnul secretar, la membrii comisiei. Domnul primar, colegi, natuit președintele comisiei, ceilalți membri, domnul Dumitru Mihai, domnul Cristian Alexandru, domnul Panfil Gelu și doamna Bageru Laura. Secretarul Comisiei, fără drept de vot sau alte asemenea, domnul inginer Medianu Laurențiu. Da, mulțumesc. Haideți să votăm acest proiect de hotărâre și implicit comisia. Cine este pentru? Abțineri împotrivă? Nu avem. Fost adoptat și acest proiect de hotărâre. Și trecem la ultimul proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru serviciile de administrare a domeniului public și privat practicate de 10 domeniul public și privat Onești-Sai, inițiator dumneavoastră Nicolae Primar. Vă rog, domnul primar. Vă mulțumesc. Doamnelor și domnilor consilieri, autoritățile administrației publice locale au competență exclusivă cu privire la înființarea, organizarea, coordonarea, reglementarea, monitorizarea și controlul funcționării serviciului de administrare a domeniului public și privat
al unităților administrativ-teritoriale, precum și în ceea ce privește crearea, exploatarea, administrarea bunurilor, proprietate publică și privată a unităților administrativ-teritoriale. Serviciul de administrare a domeniului public și privat al unităților administrativ-teritoriale face parte din sfera serviciilor comunitare de utilități publice și este în prezent reglementat prin Ordonanța Guvernului numărul 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, aprobată cu hotărâri și completări prin Legea numărul 3/2003. Nivelul prețurilor și al tarifelor pentru plata serviciilor de administrare a domeniului public se fundamentează pe baza costurilor de producție și exploatare, a costurilor de întreținere și reparații, a amortizmentelor aferente capitalului imobilizat în activele corporale și necorporale, a ratelor pentru restituirea creditelor, a dobânzilor aferente împrumuturilor contractate, a obligațiilor ce derivă din contractul de delegare a gestiunii și include o cotă pentru crearea resurselor necesare dezvoltării și modernizării infrastructurii edilitare urbane, precum și profitul operatorului. Aprobarea prețurilor și a tarifelor se face de către consiliile locale ale municipiilor, consiliile județene, Consiliul General al Municipiului București, după caz, cu avizul autorităților de reglementare locale. Având în vedere că fundamentarea acestor prețuri respectă metodologiile legate în domeniu legale, urmează să decideți. Mulțumesc, reprezentantul compartimentul de specialitate. Având în vedere articolul 36, alineatul 3, litera C din legea 215/2001, privind administrația publică locală republicată, Consiliul Local în exercitarea atribuțiilor sale, exercită în numele unității administrative teritoriale toate drepturile și obligațiile participațiilor deținute la societățile comerciale. Raporturile juridice între autoritățile administrației publice locale și operatorul stabilite în baza prevederilor prezentei legi sunt supuse normelor juridice de drept public sau privat, după caz, în forma de gestiune adoptată. În vederea îndeplinirii atribuțiilor autorităților administrației publice locale au în relația cu operatorii serviciilor de utilități publice dreptul să aprobe stabilirea, ajustarea sau, după caz, modificarea prețurilor și tariferilor serviciilor de utilități publice propuse de operator în baza metodologiilor elaborate de autoritățile de reglementare potrivit competențelor acordate acestora prin legea specială. Nivelul tarifelor pentru plata serviciilor de administrare a domeniului public se fundamentează pe baza costurilor de producție și exploatare, a costurilor de întreținere și reparații, amortizmentelor aferente capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, a ratelor pentru restituirea creditelor, a dobânzilor aferente împrumuturilor contractate, a obligațiilor ce derivă din contractul de delegare a gestiunii și include o cotă pentru crearea resurselor necesare dezvoltării și modernizării infrastructurii de editare urbane, precum și profitul operatorului. Prin documentele supuse aprobării Consiliului Local Onești, operatorul fundamentează creșterile de tarife determinate de influența pe care o are asupra acestora, creșterea salariului minim brut, respectiv prevederea hotărârii de guvern numărul 1/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară, garantată în plată, și propune aprobarea aplicării acestora începând cu data de 1 februarie 2017. Având în vedere că fundamentarea acestor prețuri respectă metodologiile care în domeniul urmează să decideți. Mulțumesc! Reprezentantul Comisiei. Cu majoritate de voturi, aviz favorabil. Da, vă mulțumesc. Discuții pe marginea acestui proiect de hotărâre. Nu sunt. Supunem aprobarea acestui proiect de hotărâre. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abține? Proiectul a fost adoptat și trecem la ultimul punct pe ordinea de zi divers, dacă vreți să vă să plecați, dacă vreți. Nu, vă presează timpul, dar... La diverse. Cine are ridicat probleme? Domnul consilier Zanzu. Nu mai bine, că nu o să vă reamintesc. Vorba de ieșirea la școala 10. Domnul primar, dacă... Da, vă ascult. Deci, cum se iese la școala 10 în stânga, este acea clădire gard în gard cu școala. Spațiul pietonal este foarte îngust, copiii mici se pot îmbrânci, juca și este riscul ca mașinile care vin din fața școlii și fac dreapta spre ieșirea școlii să îi lovească. Poate identifica, se poate face ceva cu acea mașină. Vine vara, gunoiul se infestează. Mașina e pistul, nu?
Nu știu, eu știu că de mult timp. Da, vom analiza această problemă, este adevărat că este de mult timp mașina acolo. Surprinzător, o perioadă dispăruse și a revenit. Asta undeva în decembrie. Am luat legătura cu domnul comandant al poliției și vom identifica această persoană. Momentan încă nu știm a cui este mașina. Da. Toate probleme, observații. Dacă nu mai sunt, declar închise lucrările ședinței de astăzi și pentru că suntem în prag de primăvară, vă urez la doamnelor și domnișoarelor să o primăvară cât mai frumoasă. La fel și domnilor!